Dacian Ciolo sublinierea i-a anuncat candidatura, motivul neașteptat care l-a determinat să ia decizia: vrem să forme un guvern. Fostul premier Dacian Ciolo sublinierea este la ramp cu anuncuri neașteptate, după ce a decis înființarea unui nou partid pe scena politică. El a declarat la Arfice: obiectivul partidului mi-subliniere care a România împreună este ca după alegerile parlamentare din 2020, se poate forma un guvern. Ciolo subliniere a recunoscut ce subliniere i-a propus să candideze la primele alegeri care vor avea loc anul viitor, adică la cele pentru Parlamentul European. Întrebat dacă va candida la alegerile europarlamentare din 2019, Dacian Ciolo subliniere a răspuns: lucrurile astea o să le discut în partid, după ce partidul va fi înființat, dar personal, da, îmi doresc acest lucru. Am tot fost acuzat în ultima vreme ce nu mi-am asumat până acum niciodată o candidatură, sublinierei în condițiile acestea, am spus că dacă intru în politic, voi candida la primele alegeri, oricare ar fi ele. Deci în măsură în care primele alegeri vor fi alegeri europarlamentare, sublinierei, cu atât mai mult cu cât am o experiență pe domeniul acesta, dacă în partid vom considera că asta e o soluție bună, sublinierei, ce pot să aduc în plus, voi candida. Această candidatură o să o integrăm într-o abordare mai largă, pentru ce obiectivul nostru este ca în 2020 la alegerile parlamentare, după alegerile parlamentare din 2020, să putem fi parte a guvernului, să putem forma un guvern, precizează fostul premier. Dacian Ciolo subliniere a anuncat vineri ce a depus la tribunal actele pentru înființarea partidului mi-subliniere care a România împreună, desprins din platforma civic România 100.